Spectacol și veselie pe platoul La Fâncel. Timp de 3 zile, Festivalul Văii Gurghiului a oferit celor prezenți posibilitatea de a-și vedea artiștii preferați. Organizatorii au încercat să împace toate gusturile muzicale. Așadar, spectacolul a cuprins artiști interpreți de genuri muzicale diferite. Ca și la edițiile anterioare, festivalul a promovat muzica populară din zonă. În prima zi a evenimentului au urcat pe scenă Andreea Murariu, Roxana Raită, Timia Fechete, dar și Thomas, Elena, Emanuel Cârstea, întregitul cântăreț Florin Vos, în încheierea spectacolului trupa Coco. În data de 23 august au venit în fața publicului ansambluri artistice, cum sunt Ruguțu din Gurghiu, Moștenitorii Hodacului, ansamblul Stejărelul, Reghin, Ibășteana, ansamblul Mureșul. Pe scena mare au urcat interpreții Laura Man-Uilăcan, Maria Neag, Florina Oprea, Vlăduța Lupău. În aceeași seară au oferit un spectacol de excepție Aurel Tămaș, trupa Amadeus și Pavel Stratan. Show-ul a continuat și în ultima zi a festivalului. Au fost prezenți ansamblul de dansuri populare din Toaca, Dor Solovăstrean, ansamblul de dansuri populare românești și maghiare Cristal din Glăjărie, Hodăceana, ansamblul folcloric al Casei de Cultură Eugen Nicoară, ansamblul profesionist Mureșul. Printre interpreți s-au numărat Monica Pârlea, Nelu Șopterean, Sorin Pantea, Anca Neamțu Branea. Seara de duminică s-a încheiat avându-i pe scenă pe Răzvan Năstăsescu, Andra Matei, Dumitru Fărcaș, Ioan Bocșa, Sergiu Cipariu. Concertele susținute de Lora și trupa Vanc au creat o atmosferă incendiară. În cadrul festivalului au fost organizate concursuri cu diferite tematici, pescuit, defasonat sau gastronomic. De asemenea, s-a organizat și un cross montan și a fost desemnat cel mai autentic costum popular.